Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem bomboane umplute și pasta de mandarine. Acestea sunt formele. Eu am să fac astăzi în cele mari. Așa. Puteți face și în micuțe, în forme de silicon. Ia uitați, toate formele. Și vom avea nevoie de 350 de grame de lapte praf pentru umplutură. Vom avea nevoie de zahăr sau miere de albine de 250 de grame, 100 de apă, 150 de unt, puțină zeamă de lămâie și un praf de sare. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Pentru ciocolată, o să topim aici în 400 de grame de ciocolată. Așa. Și aceasta este baza cremei. Și vom pune cacao cu esență de rom. Așa. Și cu nuci. Și puteți împărți și într-o parte puneți cacao, într-o parte puteți pune pasta de mandarine, cum o să facem noi astăzi. Și sirop de mentă, sirop de căpșuni. Și pentru pasta de mandarine vom avea nevoie de 250 de grame de mandarine și de miere, 125 de miere sau de zahăr. Eu astăzi fac cu miere, având în vedere că facem pentru Crăciun. Așa. Și să începem cu... Am să dau aceste ingrediente deoparte. Aici am ciocolata. Pentru pasta de mandarine am 250 de grame de mandarine, așa întregi. Le punem cu tot cu coajă, scoatem doar semințele și 125 de zahăr sau de miere de albine. Eu să fac cu miere și bomboanele și pasta de mandarine. Și să începem mai întâi cu pasta de mandarine, să o punem pe foc. Așa. Și am să tai mandarinele. Am să le tai așa în fund. Și scoatem semințele. Și am să le pun așa într-o oliță, să fiarbă până scad la foc mic. Așa, să tăiem mandarinele. Și scoatem semințele toate. Le punem cu tot, cu coajă, cu tot. Și scoatem doar semințele. În loc de miere puteți folosi zahăr. Deci rețeta care o am pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase, este făcută cu zahăr. Dar eu astăzi am să fac cu miere. Ca să simțim parfumul sărbătorilor de iarnă. Cu miere, cu scorțișoară. Așa. Scoatem tot să îmbureiem. Așa. Și voi pune aici, într-un vas. Mai tai încă o dată să verific că am scos tot. Ia să vedem. Așa, și punem aici. Și apoi punem pe foc. Și cât se face pasta de mandarine pe foc, noi o să topim ciocolata, o să punem în forme, în formele de silicon.
Și apoi vom face o umplutură. Astăzi vom face cu ciocolată, umplută cu cacao, cu nuci și cu mandarine. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți și îmi sunteți alături, că distribuiți. Eu încerc să fac cunoscut această pastă de mandarine la toată lumea. Să vedeți ce cozonaci buni vă iese și ce gustoși sunt și aromați. Așa, am terminat cu detăiat. Acum am să dau deoparte. Voi pune mierea peste pasta de mandarine și dăm la pe aragaz. Puteți pune și zahăr. Aceasta este miere zahărisită. Așa. Este miere de tei. Ce am eu aici. Este foarte aromată. Așa. Și lăsăm până scade puțin. Și punem pe foc. Acum, topim ciocolata. Aici mi-am pregătit o oală cu apă. Am pus un vas deasupra. O să tăiem ciocolata. Eu am 400 de grame de ciocolată. Și vom tăia așa ciocolata aici pe punct și o punem în vasul nostru. Așa. Este 50% cacao, ciocolata. Așa, o tăiem. Și o punem aici, în vasul nostru. Aici. Și o punem pe foc. Și... Așa, și pun pe foc olița mea cu ciocolată. O să pun aici în spate. Așa. Și acum să tăiem restul de ciocolată și îl punem așa aici, în acest vas. Am terminat de tăiat. Și 400 de grame de ciocolată astăzi facem. Și umplutura o facem din 350 de lapte praf. Eu pun în loc de zahăr, pun miere de albine, 250 de grame de miere, 100 de apă, 150 de unt, o lingură, 2 de cacao, 100 de grame de nuci, puțină zeamă de lămâie și esență de rom. Deci o să punem în jumătate din compoziție esență de rom și în jumătate o să punem pasta de mandarine. Așa, am să dau deoparte. Ciocolata începe să se topească. Așa.
Vedeți, pasta de mandarine a lăsat ziama și acum lăsăm să scadă, să se topească și merea, așa. Și o lăsăm să scadă bine, bine, bine. Și între timp noi ne facem bomboanele până ajungem la umplutură. Așa. Ia uitați. Deci puteți face și cu zahăr, dacă doriți. A început să se topească ciocolata. Așa. Ia să o aducem aici. Să o topim aici împreună. Aici avem ciocolata noastră, vedeți? Așa. Și amestecăm. Să vedem o palețită unde am pus-o aici. Și amestecăm așa încet, ia uitați. Să se topească bine. Imediat adăugăm și restul de ciocolată tăiată. Așa. Eu voi face în aceste forme de silicon, vedeți? Așa. Mai mari sau puteți face și în micuțe. Eu am aceste. Uite. Unde am făcut anul trecut. Deci am făcut anul trecut cu voi indirect. Deci cam fiecare an. A devenit un obicei. Așa, ia uitați. Și în aceste micuțe. Anul trecut am făcut și globuri din ciocolată. Ia uitați. E aproape gata, topită. Așa, o să punem și pe cealaltă și apoi o să scoatem apa. Vasul cu apă. Așa. Și acum o topim bine pe toată. Și cam fiecare an eu pun ciocolata cu pensonul, cu pensonașul. Așa. O topim bine și apoi o punem în forme. Am să arunc apa. Așa, vedeți, ciocolata se topește.
uitați. Așa, și cât ciocolata se întărește, noi facem umplutura. Asta vreau să vă arăt în direct, ca și anul trecut și acum 2 ani, cum facem noi ciocolata. Că oricine poate să o facă. Ciocolată umplută, bomboane de ciocolată. Am trecut cu și cu mentă, și cu pastă de mandarine, și cu cacao. Așa. Vedeți? Ciocolata. Așa. Deci am 400 de grame de ciocolată topită aici. Și acum. Eu mi-am pregătit 2-3 pensoane și o să punem cu pensonașul în interior. Vedeți ciocolata? Așa. Și dăm așa deoparte. Și o să umplem. O să umplu mai întâi pe cea mică. Să vă arăt cum... Vedeți? Cu penson. Pensonașe. Așa. Și punem așa cu pensonul. Ia uitați. O să vă arăt cum se scot ușor. Deci stratul nu trebuie să fie foarte subțire. Așa. Deci facem mai întâi hăinuța din ciocolată. Vedeți? Așa. Și punem și umple. Eu fac așa ca să nu fac toată bucătăria numai ciocolată. Așa. Ia să vedem pasta de mandarie că fierbe. Să dau la mic. Așa. Să ridic puțin. Și acum ne continuăm să umplem. Dăm la frigider. Eu am să dau la congelator să se întărească mai repede. Ca să vă arăt și cum le scoatem. Așa. Eu m-am obișnuit așa să le fac cu pensonul. Așa. Și să știți că ies foarte faine. Umplutura eu am făcut-o de-aseară o parte ca să nu așteptăm că trebuie să fie rece când o punem aici. O să o facem împreună și apoi trebuie lăsată la răcit. Și am să vă arăt cea răcită. Și o să umplem ca să vedeți cum le scoatem din forme. Așa. Cine nu iubește ciocolata? Dacă este prea subțire stratul de ciocolată, să știți că se rup. Așa că puneți, ia uitați, vedeți? Așa. Și umplem.
Umplu prima dată această formă mică și o dau la congelator și imediat facem umplutura. Am să umplu și din aceste două forme cu ciocolată. Așa. Apoi punem umplutura, crema și la urmă punem căpăcelul. Vedeți? Și cu dulceață de căpșuni puteți face. Faceți această ciocolată albă cu lapte praf și adăugați dulceață de căpșuni să vedeți ce bunătate iese. Aceasta prima o dau la congelator să se întărească. Așa, ia să vedem aici. Se pare cam groasă. Așa. Aici avem pasta de mandarine. Ia uitați, vedeți? Pasta de mandarine fierbe. O lăsăm să scadă. Unde am pus? Ia. Aici. O lăsăm să scadă. Vedeți că a lăsat foarte multă zeamă. Și o lăsăm să scadă ca și cum am face o dulceață. Așa. Și apoi o mixăm. Am să las așa. Și să facem, să punem ciocolată și într-una din aceste forme. Ia să facem un om de zăpadă. Așa. Aici putem pune cu o linguriță și apoi întindem cu pensonașul. Deci punem un om de zăpadă în primul și luăm așa cu lingurița. Vedeți? Așa. Și punem aici. Și întindem cu pensonul. O, s-a dus? Nu. Așa. Și întindem așa cu pensonașul peste tot. Pe pereți. Încet, încet punem peste tot. Așa. Ia să mai punem. Așa. Facem și o fundiță. Și punem peste tot. Am să pun în cea roșie ca să vedeți cum dau pe pereți, că aici nu se vede. Așa. Acoperim bine și partea de jos și pe pereți. Așa. Vedeți? Așa. Și dăm la rece. Am să dau și pe aceasta. Ca să vă arăt cum iese. Și acum să umplem și aici. Ia să facem brăduțul. Și luăm ciocolată și punem așa aici.
Și imediat facem și umplutura. Cum am mai spus, la prăjituri trebuie răbdare în bucătărie, la orice, nu numai la prăjituri. La tot ce preparăm noi bun. Așa. Să punem așa peste tot. Vedeți? Așa. Mulțumesc, Elena. Îți mulțumesc pentru floare, pupici. Așa, și să mai facem una. E să punem, să facem și steluța. Puteți turna și ciocolata în forme, așa, și apoi răsturnați formele, dar mie nu-mi place să fac multă, multă ciocolată peste tot. Așa. Am să mai pun puțină. Și punem așa peste tot. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem bomboane sau ciocolată umplută. Bomboane umplute. Umplute cu cacao, cu nuci, cu rom și într-o parte din umplutură, din cremă, o să punem și pasta de mandarini. O avem pe foc. Așa. Ia uitați. Și am să dau la congelator ca să vă arăt cum ies din forme, să le vedeți bine, bine, bine pe toate. Așa. Și dau la congelator și pe aceasta noastră din, așa vom pune 100 de apă cu 150 de miere sau de zahăr. Să-mi aduc un, o linguriță, o lingură. Deci am pus 100 de apă cu 150 de miere sau de zahăr. Și punem pe foc. Când se topește, vom adăuga 150 de unt, puțină zeamă de lămâie, 350 de lapte praf. Eu am să pun și un praf de sare. Așa. Vom adăuga o lingură, două de cacao, depinde de gustul fiecăruia, nuci, esență de rom, de-a noastră sau din această în fiole, de care aveți, așa, și voi împărți, cum am spus, în două această compoziție și într-o parte o să adăugăm romul și într-o parte pasta de mandarine. Deci romul îl adăugăm la urmă, ca să dăm aromă la umplutura noastră, la ciocolată. Romul și cu pasta de mandarini. Într-o parte rom și într-o parte pasta de mandarini. Și dăm deoparte. Nucile le putem pisa puțin. Așa. Așa.
să-mi fac loc aici ca să și pisăm așa. Aici s-a topit apa, mierea, deci cu apa și punem untul să se topească. Așa. Și lăsăm aici la topit. Și între timp eu mă ocup de nucă. Așa. Și să o pun pe toată. Și o să fărâmăm așa bine. Așa. Am să las așa nucă. Ia să vedem untul. Deci untul se topește aici. Și am să adaug o lingură, două de cacao. Vedeți? Așa. Una, două. Amestecăm. Și apoi o să punem totul pe foc. Pun și nucă. Punem așa pe toată. Amestecăm. Și acum punem laptele praf. Îl punem aici pe tot. Amestecăm și dăm pe foc imediat. Așa. Vedeți? Așa. Și dăm pe foc. Vedem pasta noastră de mandarine, cum este. Trebuie să scadă. Vedeți că încă este lichidă. Ia uitați. Trebuie să scadă bine, bine, bine. Așa am să o las să mai fiarbă aici. Să dau mai la mare. Aici, cum am spus, am să pun și un praf de sare. Așa, deci cât am între degete. Dau deoparte și puțin o zeamă de lămâie. Deci cât stoarcem așa câteva picături, cam o lingură să fie. Așa. Amestecăm și dăm pe foc. Ia uitați cum arată. Și dăm pe foc. Așa. Ia uitați, s-a întărit. Așa. Și o să punem umplutură. Și aceasta. Hai să dau deoparte.
cea micuță. Așa. Și să punem umplutură. Deci punem din această compoziție și umplem aceste forme. Așa. Și am să pun aici în interior, vedeți? Și punem și umplem. O, a căzut. Se mai întâmplă. Și umplem așa și dăm așa peste tot. Putem împinge așa cu mânuța, cu degețelul. Și aici. Mai punem puțin aici deasupra. Și apoi acoperim cu ciocolată. Și după aceea dăm la frigider. Și să sperăm că reușim să le scoatem și în direct. Așa. Aici am nucile întregi. Așa. Și dăm așa peste tot. O să mai iau puțin că e cam multă. Și avem prima. Acum să punem în aceste micuțe. Și luăm tot așa cu puțină umplutură și punem aici peste. E multă. E multă cam o bucată de ciocolată mare. Ia să punem așa. Așa. Să pun aici în față să se vadă. Am să pun așa cu mâna că se pune mai bine. Dacă faceți compoziția mai lichidă, depinde ce umplutură faceți. Acum depinde de fiecare. Așa, o turnați. Să pun așa aici. Și această umplutură rămâne așa moale în interior, să știți. Aici am o bucată de nucă. Așa. Puteți pune și cireșe din sirop întregi în interior sau din alcool, dacă aveți puse. Așa. Și acum să punem și în acestea două de aici. Am să pun tot așa cu mâna ca să intre peste tot. Aici intră mai multă umplutură. Așa. Punem și aici. Eu în fiecare an fac aceste ciocolate. Aceste bomboane umplute, bomboane de ciocolată, așa, așa, pentru cei mari le puteți face și alcoolice. Am să mai pun puțină și acum punem căpăcelul. Și să vedem pasta noastră de mandarine dacă este gata. Așa. Așa.
Așa, și acum punem ciocolată și acoperim cu ciocolată. Ia uitați, și punem așa peste. Și închidem. Mă ajut tot așa cu pensionașul. Aici eu cred că am pus mai multă. Așa. Am să mai iau puțină. Așa. Am acoperit-o pe prima, dau așa departe. Și dăm așa peste tot. Închidem așa bine. Și dăm la congelator din nou să se întărească ca să le putem scoate. Și cât se întăresc, noi facem pasta de mandarine și o punem în cealaltă umplutură. Și să sperăm că reușim să le scoatem din forme. Așa, că se întăresc. Așa. Și acum pe cea micuță. Aici putem pune direct așa cu pensonul peste. Așa. Am aici ciocolata și punem așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Facem ciocolată umplută. Așa. Eu mă joc cu pensonul. Și facem și pasta de mandarine ca să dăm gust la ciocolata noastră. De jumătate din ciocolată am făcut-o cu gust de rom, cacao și nuci, cealaltă jumătate gust de ciocolată, gust de cacao e mandarine și mandarine. Așa, închidem așa bine aici ca să le putem scoate. Și le dăruiți de sărbători. Ia uitați,
Ciocolată. Așa, mai avem una și dăm la congelator să se întărească ca să le facem împreună. După aceea să le scoatem. Să mai iau de aici, că este multă. Așa. Și acum le dau la congelator. Le dăm la congelator. Ia uitați. Așa. Le facem așa ca să se întindă ciocolata. Așa. Aici nu a acoperit. Așa. Și dăm la congelator. Vedeți? Așa. Așa, și se le bat și pe acest pic. Așa. Așa, și le dau și pe acestea la congelator. Acum vom mixa și pasta de mandarine. O voi pune aici într-un blender. Eu am să o las așa ca să... facem mai repede. Trebuie să fie un pic mai scăzută decât ce vedeți voi aici. Așa. Și să mixăm. Eu am să pun restul și am să mai fierb încă puțin așa. Să vă arăt cum arată. Încă este fierbinte, ea se întărește. Vedeți? Așa. Ca să vă arăt și crema. Și aici, peste compoziția noastră de ciocolată, o să punem, eu nu am pus rom. Deci într-o parte separați, într-o parte adăugați esență de rom. Și într-o parte adăugăm din această compoziție. Am să o separ. Ia să punem așa. Și după aceea le fierbem. O să vedeți. Așa. Aici. Deci într-o parte punem esența de rom și după aceea o punem pe foc și o mai fierbem puțin, puțin. Așa. Și amestecăm așa bine. Aici o să punem pasta de mandarine, o să punem după gust. Puneți și gustați. Așa. Eu am să pun 2-3 linguri.
Așa. Și restul de pastă eu am să-l pun și am să-l mai fier puțin, să fie mai groasă, mai concentrată. Așa. La foc mic punem, ca să vă arăt cum se răcește, cum o punem în punguțe. La foc mic, 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 dăm. Și aici pasta de mandarine amestecăm și mai punem puțin pe foc. Așa. Și aceasta o dăm, deci cu rom și cu mandarine. Și o să punem pe cealaltă aici și facem schimbul. Și să sperăm că bomboanele noastre se întăresc, să vi și le arăt. Așa. Bomboane pentru sărbători. Așa, aici avem umplutura noastră. Vedeți că deja se întărește. Ia uitați. Ia să pun puțin aici ca să vedeți cum arată. Așa, să se întărească mai repede. Ca să aveți idee. Așa. Și fierbem pasta noastră de mandarine încă puțin. Ia uitați, vedeți? Așa. Și crema noastră cu pasta de mandarine o mai fierbem și să vedem dacă se întăresc bombonelele noastre umplute. Să scoatem măcar una, două. Acelea mici cred că sunt aproape gata. Așa. Așa, ia să vedem. Vedeți cum arată? Este groasă. Încă nu este răcită bine, bine, bine. Așa, și cu această cremă de ciocolată umplem bomboanele noastre. Aici am mai fiert puțin și avem acea cremă cu mandarine. Ia uitați cât iese din tot. Așa. Deci aici avem crema noastră de ciocolată cu pasta de mandarine și aici cu rom. Așa. Ia să vă arăt și pasta de mandarine cum vine. Ia să pun așa. Aici avem așa și să vedem pasta noastră de mandarine. O lăsăm să se răcească puțin. Am închis. Și aici avem pasta noastră de mandarine. Ia că se răcește, se întărește. Așa, și să vedem și ciocolata. Ia să le pun așa aici într-o parte. Așa. Așa. Ia uitați cum se întărește, vedeți? Cu cât stă
Și aici pasta noastră de mandarine, să dau așa pe margini ca să se răcească mai repede. Și să vedem ciocolata, dacă reușim să o scoatem. Ia să o vedem pe cea mică, pe cea micuță, ia uitați-o, să vedem dacă reușim să o scoatem. Da, ia uitați. Ia să le pun așa pe... Eu am făcut numai ciocolată peste tot. Așa. Le punem așa să se vadă. Vedeți, făcute în direct cu voi. Așa, aceste margini le puteți rupe. Așa. Vedeți cum ies? Ia uitați-le. Ce frumusețe! Să le pun aici ca se topesc, că eu am mâinile calde. Așa. Să vedem și cele mari dacă s-au făcut. Așa. Aici avem pasta noastră. Ia uitați cum se întărește. Așa. Încă este fierbinte. Să le vedem și pe cele mari ciocolate, dacă s-au întărit, nu prea, nu prea, că e mai grosă, ia să vedem ce a ieșit. Așa, ia să vedem dacă reușesc să le scoate. Acestea mai greu s-au făcut. Să le pun așa. Se topește, încă nu este întărită. Bine, 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 bine. Steluța sau brăduțul care iese mai repede. O. Încet. Ia uitați. Așa. Ia să vedem și steluța. Vedeți că încă nu este întărită bine, bine ciocolata. Ia uitați ce frumusețe. Așa. Ia să încerc și pe ceasa. Ceasa se rupe. Că nu este... Nu, aceasta se rupe, nu s-a întărit-o, dau la frigider din nou la congelator. Așa. Am băgat-o la congelator din nou. Și astăzi am stat în direct cu voi puțin. Așa. Și am făcut, ia uitați ce minunății, ciocolată, bomboane umplute. Vedeți? Nu știu dacă se văd. A, așa. Că eu nu văd așa de bine de aici. A, așa. Și aici avem umplutura la ciocolată cu... Vedeți? Eu mai am încă ciocolată. O mai încălzesc puțin și după aceea termin de făcut. Umplutura cu rom și umplutura cu pastă de mandarine. Ia uitați pasta de mandarine, vedeți? Și cum am spus, trebuie scăzută bine, 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 bine. Aici umplutura, vedeți că se întărește și ea.
bomboane umplute pentru sărbători, pentru cei dragi, să le dăruiți. Vă pup! Și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi alături. Și ne vedem și mâine dimineața să mai facem încă ceva bun. Să lăsați mesaj ce ați dori să facem. Săptămâna aceasta o să facem tortul. Îl începem de joi, cred, sau de vineri. O să văd de joi seara. Să vedem cum tortuleț făcut pentru ziua băiatului, că este pe 24. Și o să mai vedem ce mai facem. Eu vă pup dulce, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem mâine dimineață din nou în direct. Vă pup și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere, pupici, ciocolată umplută, bomboane umplute. Și vă pup și vă mulțumesc. La revedere!